Aerul fierbinte de afară, care încinge deja de câteva zile betoanele și zidurile clădirilor, face ca folosirea aerului condiționat să nu mai fie opțională, ci de-a dreptul obligatorie. Medicii atrag însă atenția că aerul condiționat folosit în exces ori în modă necorespunzător ne poate face mai mult rău decât bine. De altfel, a crescut numărul persoanelor care se confruntă în aceste zile cu diferite infecții ale căilor respiratorii sau cu dureri de gât și spate. 38-39 de grade Celsius la umbră sunt temperaturile înregistrate în aceste zile la Timișoara, iar în acest sfârșit de săptămână vor urca spre 40 de grade Celsius. În aceste condiții, inclusiv aerul din interiorul clădirilor devine irespirabil, iar singurul mod prin care putem face față acestui val de căldură îl reprezintă aerul condiționat. Toată ziua folosesc aer condiționat, cred că fără un aer condiționat în apartament nu prea poți să reziști în ziua de azi. Cam pe cât ții aerul condiționat? 16. Undeva pe 18-20, depinde, cam acolo ne învârtim. Îl pornim, îl oprim și așa mai departe, că nu putem să stăm tot non-stop cu el. Vă dați seama, când ieșim afară ne izbește foarte rău căldura. Încercăm să fie cât mai moderat, deci ne străduim să îl ținem așa într-o constantă care să ne ajute să supraviețuim și în același timp să nu creeze șocuri foarte mari. Medicii atrag însă atenția că aerul condiționat trebuie folosit în anumite condiții și cu respectarea unor reguli. Fie că vorbim despre climatizarea de la mașină sau de aparatele de aer condiționat de acasă sau de la birou, medicii ne recomandă să curățăm sau chiar să schimbăm filtrele înainte de prima folosire, asta pentru că acestea sunt îmbâxite cu praf, bacterii sau virus, iar folosirea aparatelor de aer condiționat fără să fie curățate ne poate îmbolnăvi. În plus, trebuie să avem grijă la temperatura setată, dar și la direcția în care suflă aerul rece. Nu ar trebui să fie diferență mare între temperatura de afară și cea din încăperea în care locuim, 5-10 grade maxim diferența. Să avem grijă să nu ne expunem direct asupra fluxului de aer pe care îl creează acest sistem de aer condiționat. Eventual acele palete să le îndreptăm spre peretele superior, practic să creăm un flux de aer, un circuit de aer. Utilizarea aerului condiționat în exces sau în mod necorespunzător a făcut ca numărul celor care ajung la medic cu probleme cauzate de acesta să crească în ultima perioadă. Avem pacienți care au otite medii sau reacții otice în absența unei afectări virale clare. În schimb, vine cu obstrucție nazală, vine cu otalgie, cu hipoacuzie și atunci noi evidențiem la examenul de specialitate o afectare a urechii medii și în acest mod noi putem să concluzionăm faptul că aerul condiționat poate avea dezavantaje. Totodată, folosirea necorespunzătoare a aerului condiționat poate provoca și traheite, traheobronșite și alte afecțiuni bronhopulmonare. Cei mai afectați sunt însă de departe copiii și bolnavii cronici.